Ambasadorul Ungariei la București prezentă în acest weekend în drobeta Turnu-Severin. Excelența sa a participat la vernisajul expoziției Navigația pe Dunăre, un eveniment cultural găzduit de Muzeul Regiunii Porților de Fier. Alături de managerul instituției și ceilalți invitați a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, valorificând importanța potențialului energetic, economic și turistic al fluviului Dunărea în județul nostru. În acest weekend, pavilionul multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier a găzduit un important eveniment organizat de Institutul Cultural Maghiar din București, vernisarea expoziției Navigația pe Dunăre. Expoziția sintetizează cu ajutorul unor obiecte originale de epocă, dar și al materialului fotografic, dezvoltarea transporturilor și relațiilor de comerț în secolul XIX în țările dunărene. Doina Chircu, managerul Muzeului Regiunii Porțile de Fier, le-a adresat un cuvânt de bun venit oaspeții. Este 15 mai. În istoria muzeului nostru este o zi importantă. 15 mai 1972 a însemnat inaugurarea expozițiilor de bază ale muzeului. Un arc peste timp de aproape 50 de ani, o expoziție în colaborare cu Institutul Cultural Maghiar din București, fapt ce ne onorează ca gazde și fapt ce înseamnă o continuare, de fapt, a colaborărilor pe care Muzeul Regiunii Porților de Fier l-a avut cu instituțiile de cultură din Ungaria. Dincolo de istorie, fluviul Dunărea are un uriaș potențial energetic, economic și turistic. Fiind eficient și ecologic, fluviul Dunărea este o alternativă reală la transportul rutier, iar pentru acest lucru merită toată atenția autorităților centrale, județene și locale. Prezent la deschiderea expoziției a fost și Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, transmițând un mesaj cu privire la însemnătatea fluviului Dunărea în județul nostru. Bine ați venit în județul nostru, pentru că avem un județ frumos care merită vizitat și sunt convins că din timpul dumneavoastră puțin liber pe care îl aveți, vă veți răpi totuși o păticică să o petreceți în județul nostru. Ideea dumneavoastră de a organiza această expoziție cu titlul Navigația pe Dunăre la Muzeul Regiunii Porților de Fier, cea mai importantă instituție de cultură de altfel din județul nostru, este binevenită pentru că pe de o parte ne dă și nouă posibilitatea celor prezenți astăzi aici, dar și celorlalți vizitatori care timp de o lună și ceva se vor bucura de ceea ce dumneavoastră ați expus aici, să cunoască istoria navigației pe Dunăre și în același timp importanța navigației pe Dunăre. Prin realizarea celor două hidrocentrale, de la Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, dar mai ales în ceea ce privește hidrocentrala de la Porțile de Fier 1, s-a permis să se navigheze în condiții foarte bune pe Dunăre. Nu în ultimul rând, ținând cont de faptul că Muzeul Regiunii Porților de Fier are atâtea obiective istorice care trebuie vizitate și nu este suficient să fie vizitată doar de mehedințeni și de locuitorii județelor limitrofe, Dunărea, având capacitatea de a fi navigabilă, are un potențial deosebit de ridicat transportul de persoane în scop turistic și după o pauză de mai mult de 10 ani în care muzeul nostru a fost în reabilitare, așteptăm să crească numărul navelor care vor aduce turiști în Severin. Conștientizând potențialul fluviului Dunărea din cele trei puncte de vedere, energetic, turistic, dar și economic, Institutul Cultural Maghiar din București a organizat acest eveniment găzduit de cea mai importantă instituție de cultură din drobeta Turnu-Severin. Printre participanți la eveniment a fost chiar ambasadorul Ungariei la București, dorind să transmită un mesaj în acest sens. Nu a vorbit despre niciodată despre navigația pe Dunăre fără să invoce pe Seicenii Istvan, ci să vorbească despre ideile și faptele sale. Deja la mijlocul secolului XIX, contemporanii lui Seicenii vorbeau despre el că fiind cel mai mare maghiar, cel mai mare înseamnă cel mai important, al cărui vastă activitate politică și economică au avut rezultate palpabile și dincolo de granițele de atunci ale Ungariei. Precursorul interesului Seicenii pentru navigația pe Dunăre a constituit marele conflict armat din anii 1000,
1828-29, războiul ruso-turc. Este vorba de evenimente extraordinare în urma tratatului de pace de la Adrianopol, devenind o realitate adresimarea în continuare a Imperiului Otoman. Tratatul stabilea granița europeană ruso-turcă pe linia Prutului, alipind Rusei, după Basarabia obținută în urma tratatului de la București, și zona de la gurile Dunării. Moldova și țara românească au rămas parte a Imperiului Otoman, păstrându-și autonomia internă. Serbia a obținut independența din punct de vedere a politicii interne, dar în continuare în cadrul statutului otoman. Iubitorii de istorie și cultură pot vizita această expoziție până la sfârșitul lunii iunie la Muzeul Regiunii Porților de Fier.